împreună Sfintele Scripturi, în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Voi citi începând cu versetul 15 până la versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 27. La fiecare praznic al Paștilor, dregătorul avea obicei să slobadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaună judecată, nevasta s-a trimis să-i spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au împlecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care dintre acești, pe care din amândoi să vii slobod? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vreau să-mi exprim încă o dată bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Împreună cu o parte din familia noastră. Și mai mult decât atât, îmi exprim bucuria că în mijlocul nostru este Domnul. Se vede asta pe fețele multora dintre dumneavoastră. Cei care au pe Iisus în inimă sunt frumoși. Până mai acum câteva minute aveam de gând să citesc alt text și un alt mesaj. Însă atunci când aud că sunt prieteni în casa Domnului, nu pot să stau liniștit și să nu vorbesc despre faptul că cei ce încă nu au pe Iisus în inimă au nevoie de El. Și am spus tatălui Trifan, când am auzit că sunt prieteni în casa Domnului, mă simt responsabil să citesc altceva și chiar dacă frații în seara aceasta probabil că vor auzi multe lucruri bine cunoscute, vreau să vă spun că pentru unul singur care se întoarce la Domnul se bucură cel întreg. Și noi să nu facem mesajul cântărilor noastre, să nu facem mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu potrivit pentru unul singur, eu cred că se merită. Laudă Domnului! Iubiți prieteni, iubiți frați și surori, viața pe care noi o trăim este o viață plină de întrebări. Și avem întrebări de când suntem mici, de când ne naștem. Avem întrebări la care aflăm răspunsuri. Și depinde de unde le aflăm, din ce surse. Avem multe întrebări. Până când intrăm în mormânt, tot avem întrebări. Și eu am unele întrebări, în locul meu, la care încă n-am aflat răspuns. Și știu, frați bătrâni, care au întrebări la care nu au aflat răspuns. Știți însă ce mă bucură? Când voi ajunge în ceruri, voi avea răspuns la toate. Pentru că vom fi cu Cel ce este Sfânt, cu Cel ce este atotputernic, cu Domnul Domnilor, cu Împăratul Împăraților. Și acela este Dumnezeu. În seara aceasta, cred că toți care suntem aici suntem creștini. Și nu ne va fi greu să vorbim din Biblie. Pentru că nu există creștini care să nu creadă în Biblie. Nu poate fi cineva creștin dacă nu crede în Sfânta Scriptură. Dacă nu crede că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu poate să fie cineva creștin dacă nu crede că această carte este mesajul lui Dumnezeu pentru oameni. Nu poate să fie cineva creștin dacă nu crede că Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, într-un trup uman, al meu și al tău. Nu poate să fie cineva creștin dacă nu crede că Domnul Iisus a murit într-un mormânt, apoi a treia zi a înviat și acum este la dreapta lui Dumnezeu
și stă în cerul și mijlocește pentru mine și pentru tine. Nu poate să fie cineva creștin dacă nu crede lucrurile acestea. Nu poate fi cineva creștin dacă nu crede că există un rai, că există un iad. Nu poate fi cineva creștin dacă nu crede că în funcție de faptele noastre, în funcție de viața noastră, ne vom alege destinul și vom ajunge acolo unde ne-am pregătit. Așa că va fi ușor. În seara aceasta să aduc mesajul către dumneavoastră. Toți cei ce poate ziceți că sunteți creștini. Întrebarea numărul unu care se ridică însă în seara aceasta este asta. Suntem cu adevărat creștini? Suntem cu adevărat creștini? Dacă te oprește cineva pe stradă și vii așa prin surprindere și spune, auzi măi, tu ești creștin? Sunt convins că toți ați spune, da, sunt creștin. În România s-a făcut un sondaj în anul 1999. Și vreau să vă spun că 99% din români au spus că sunt creștini. Și a fost clasată pe numărul 2, pe locul 2 sau 3 în lume, ca și țară creștină. Și românii, în general, spun, noi suntem creștini, suntem o țară creștină. De ce? Păi m-am născut într-o țară creștină. Spunem cam așa, m-am născut în maternitate și ești doctor. Pentru că m-am născut la spital. Ești doctor, m-am născut la spital. Dacă se întâmplă să te naști în altă parte, eu știu unde înseamnă că sunt doctor. Doar pentru că am născut într-o țară creștină, noi spunem că suntem creștini. Și vreau să vă spun ce fel de țară este țara în care ne locuim și o spunem cu rușine. La un moment dat eram numărul 1 în Europa, în avorturi. Ajunsese după Revoluție avortul la fel de obișnuit ca scoaterea unei măsele. Nu-mi trebuie, mă deranjează, o scot afară. Nu-mi trebuie copilul, mă deranjează, îl dau afară. Și asta era țara creștină. Divorțurile. O grămadă. Nu mai vorbim de crime, de violuri și așa mai departe. Și spune că ne-am născut într-o țară creștină. Asta înseamnă să fii creștin? Asta înseamnă să ne numim creștini? Alții spun, auzi, m-am născut într-o țară creștină, m-am născut într-o familie creștină și sunt creștin. Imaginează-ți că te oprește cineva pe drum și îți spune, auzi, ce faci, doctore? Și tu spui, dar nu-s doctor. Păi stai așa, nu-i tatăl tău doctor? Păi e tatăl meu. El a făcut cariera asta. Eu n-am făcut cariera asta. Cam așa spunem noi, suntem creștini, am moștenit de la tata creștinismul, de la mama creștinismul, chiar dacă ești într-o familie de credincioși în seara asta. Vreau să spun că a fi creștin nu se moștenește și nu te califică. Faptul că părinții tăi sunt creștini nu te califică. Ca și tu să fii automat creștin. Mulți oameni spun, sunt creștin pentru că la mine în casă am icoane, pentru că la mine la biserică o dată pe săptămână sau o dată pe an, sunt creștin, mă numesc creștin. Am cruciulițe în mașină, am cruciulițe în buzunar, am cruciulițe la gât. Lasă-mă, Domnule, că sunt creștin. Cum poți să spui despre mine că nu sunt creștin? E ca și cum ai spune că ești doctor doar pentru că ai paracetamol la casă. Nu te califică a fi doctor asta? Nu, avem cunoștințe despre medicină, dar nu suntem medici. Nu înseamnă a fi creștin. Avea un set de reguli. A vizitat din când în când o biserică. Ați face cruce atunci când ești în necaz. Nu te califică a fi creștin. Cine nu este creștin, știți cum este? Necreștin. Este un cuvânt mai trist și mai urât pentru noi. Păgân. Ce înseamnă să fii creștin? Nu este un cuvânt care l-am inventat eu. Nici fratele Iulian, nici fratele Trifan. Nici măcar preoții de acum 1000 și ceva de ani. Cuvântul creștin, în proveniența lui, etimologic, dacă vreți vorbi, provine de la cuvântul grecesc, Christianos, care înseamnă Hristos, care înseamnă urmașa lui Hristos. Știți când s-a spus prima oară cuvântul creștin? Atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ și El a trăit printre oameni, cum v-am reamintit mai devreme. Apoi a murit, a fost răstignit, a fost omorât de către oameni, a fost pus pe o cruce. A ajuns în mormânt, a înviat, a ajuns la dreapta lui Dumnezeu. Și oamenii aceia, mâna aceea de oameni care au umblat cu Domnul Iisus Hristos, după ce Domnul s-a dus la cer, au început să reconstituie toată învățătura Domnului Iisus și au spus așa, noi trebuie să propovăduim mesajul Domnului, care era mesajul pocăinței, și să trăim cum a trăit Domnul. Și să facem ce a făcut Domnul. Iisus în stânga, Iisus în dreapta. Peste tot se vorbea numai despre Iisus.
Erau niște oameni care păreau îndrăgostiți de Domnul. Păreau drogați. Peste tot vorbeau despre Domnul. Încă oamenii au amenințat, au băgat în pușcării, în închisoare. Pe creștere, pe ucenici. Și ce-au spus la un moment dat oamenii? Băi, Cristianus, ăștia sunt creștini, urmașii lui Hristos. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să crezi în Domnul Iisus Hristos. Înseamnă să crezi în El, dar nu așa cum spunem noi de pe buze. Să crezi în cineva pe care nu-L vezi și El există. Să crezi în cineva pe care nu-L vezi, că este aici cu noi, dar El este prezent prin Duhul. De ce nu vă pot ăștia? Sunt multe întrebări care se ridică în mintea multora. De ce nu vă pe Dumnezeu? Iubitul meu, măi Dumnezeu de vine că nu-L poți vedea. Știi cine de vine? Eu și cu tine. Pentru că prin sângele tău și prin sângele meu este păcat, pe păcat peste tot. În mădularele mele este păcat. Peste tot este păcat în mine. Nu găsesc nimic bun în mine. Nu putem să vedem pe Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu a oferit posibilitatea poporului să audă vocea și a spus, Moise, vrem să ne vorbești tu. Nu putem asculta glasul lui Dumnezeu. Vrem să ascultăm glasul unui om. Să-ți vorbească ție Dumnezeu și noi să ascultăm ce ne spui tu din partea lui Dumnezeu. Dar apoi să-L mai vezi pe Dumnezeu. Noi credem în Iisus fără să-L vedem. Pentru că ne spune Biblia. Cartea care vorbește despre Dumnezeu. Ne spune despre existența Lui, despre frumusețea Lui, despre planurile Lui, despre măreția Lui, despre destinul pe care l-a pregătit pentru om. Știți că există o lege a fizicii. Legea aceea a accelerației gravitaționale. Încă diavolul a încercat să o probeze cu Domnul și a spus, auzi, uite, aruncă-te de pe strașina templului, că nu se întâmplă nimic cu tine. Tu ești gata să sfidezi legile astea pe care Dumnezeu, tu le-ai creat. Există o lege a gravitației, a accelerației gravitaționale. Și o scrie în fizică. O scrie în fizică. Și oamenii o cred. Și de ce o cred? Pentru că scrie acolo. Nimeni n-are nebunia să se arunce de undeva de sus pentru că știe că va muri. Dar știți de ce? E probată. E verificată. Noi când vorbim despre Domnul, e scris în manualul ăsta. Dar frați și surori, iubiți prieteni, este probată puterea Domnului Iisus. Am unul dintre băieți care îi plac foarte mult cablurile, firele, tot ce ține de electricitate. Și la un moment dat am discutat cu ei multe, multe lucruri. Încă vrea să bagi la un moment dat un fir, firul de la o antenă, vrea să bagi în priză. Am vrut să facă multe experiențe. Și am încercat să-i explic cum funcționează curentul electric, cum funcționează becul. Și știți ce a realizat? Că nu se vede curentul electric, dar îi vede rezultatul. Noi nu vedem pe Domnul Iisus cu ochii fizici, însă simțim puterea în adunare. Amin. Nu vedem pe Dumnezeu cu ochii ăștia carnal și muritori. Însă noi am văzut că ne-a schimbat viața. Noi nu vedem pe Domnul Iisus cu ochii ăștia fizici, însă noi am văzut că se îngrijește de familiile noastre. Asta înseamnă să crezi în cineva pe care nu-L vezi. Înseamnă să spui crederea în El. Ce ne face să venim la adunare, iubiți prieteni și iubiți frați și surori? Ce ne face? Nu Iisus Hristos? Ei, asta făceau ucenicii. Și alții veneau din urmă. Și alții credeau în El. De ce? Pentru că simțeau dragostea lui Dumnezeu. Simțeau dragostea Domnului Iisus Hristos. A fi creștin înseamnă să crezi în Domnul Iisus Hristos. Și mai mult decât a crede în Domnul Iisus. Să urmezi calea Domnului. Să urmezi învățătura Domnului. Să urmezi ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus. Și mai mult decât atât. Să ai părtășești o relație cu Domnul. Să te pui pe genunchi singur cu Domnul. Să te pui pe genunchi în casa lui Dumnezeu. Și să simți că Domnul te atinge, că Domnul îți vorbește. Să simți că Domnul îți dă răspuns la rugăciunile tale. Dacă încă nu ai ajuns să te rogi Domnul Iisus și să-ți asculte rugăciunea, păi nu ești creștin. Niciodată nu m-a dezamăgit Domnul. Niciodată nu ne-a dezamăgit Domnul pe toți cei ce suntem credincioși, suntem creștini. De ce? Pentru că El există și avem o relație cu Domnul. Și ne-am încredințat viața în mâna Domnului. A fi creștin înseamnă chiar să-ți dai viața pentru Domnul. Un mare om, unul dintre primii părinți ai bisericii, primii prezbiteri ai bisericii, la un moment dat a fost dus pe tribune și a spus, auzi, Policar, leagă-te de acest Hristos, de acest Iisus spre care vorbești peste tot și vei scăpa. Și el a spus, de 86 de ani mi-a făcut bine și acum să mă lepăd de el, nu pot. Merg la moarte pentru Domnul. Ăștia sunt creștini, frați și surori, iubiți prieteni. Asta înseamnă să fii creștin, să-L urmezi, să-L iubești pe Domnul Iisus.
Și o a doua întrebare, mare întrebare care se naște, este următoare. De ce Iisus? De ce Iisus? E adevărat! Asta înseamnă să fii creștin, dar de ce El? Nu schimb credința, gata, nu mai sunt creștin. De ce Iisus? În câteva cuvinte vreau să explic. Care este starea actuală a omenirii? Care este starea noastră? A oamenilor. Când am fost creați de Dumnezeu să fim fericiți cu Dumnezeu. Am fost creați de Dumnezeu să trăim împreună cu El acolo, să avem părtășie cu El, să ne bucurăm de El. N-am fost făcuți să murim cum murim astăzi. Și constat că murim din ce în ce mai devreme. Trăiau oameni înainte 900 de ani, 1000 de ani. Datorită de naturării noastre, umane, datorită păcatului nostru, începem să murim din ce în ce mai devreme. Cu propriile mâini ne omorâm singuri. Iubiții mei, și acolo în grădina Edenului, unde Dumnezeu a creat pe om, cu însăși mâinile sale, Dumnezeu i-a spus așa, o singură poruncă ai, să asculți de mine, să nu mănânci din pomul acesta al cunoștinței binelui și răului. Și omul a ales să nu asculte de Dumnezeu. De atunci, vreau să spun, că fiecare om care este descendent al lui Adam, care nu a ascultat de Dumnezeu, se naște păcătos. Se naște cu păcatul înăuntru lui. Cu o fire păcătoasă, cu o natură păcătoasă. Și uitați-vă la copiii noștri. Anume câțiva anișori, născuți în familie de credincioși. Și spun medicii, vârsta de 2 ani, vârsta lui nu. Și mai cresc un pic copilașii pe la 3 ani. Și încep să fie nervoși, să fie răi. Încep să știe să nu asculte. Să mintă. Dar ce te-a învățat pe tine să mintă? Dar nu te-ai auzit tu cuvintele astea la mine în casă. De ce? Naștem cu o natură păcătoasă. Și ani de zile, omul s-a chinuit și s-a străduit să reapuce relația aceea, să refacă relația aceea cu Dumnezeu. Și nu s-a găsit nicio soluție pentru om. Însă Dumnezeu în cer, care este dragoste și care ne iubește, și care a vrut să arate dragostea sa făpturilor din cer, a spus, am să fac un plan prin care să salvez pe omul născut în păcat. Căzut în păcat. Și uitați-vă la noi, la oameni, că ne degenerăm din zi în zi. Și a spus Dumnezeu, am să fac un plan. Undeva în Statele Unite ale Americii, în New York, există un râu, râul Hudson. Și peste râul acesta s-a construit un pod. George Washington, se numește podul acesta. Și este mare. Și s-a făcut investiție extraordinară. Se spune că cablurile acelea cu care este susținut podul au diametrul de 1 metru. 27.000 de fire, fiecare cablu. Și spuneau statisticile care înconjura Pământul pe ecuator de 4 ori. A fost un om care a văzut necesitatea unui pod acolo. A fost apoi un plan care s-a făcut, s-a întocmit. Și apoi a fost execuția construcției și o cheltuială care s-a făcut acolo. De ce? A fost un om care a văzut nevoia aceasta. Ei, vreau să vă spun că între om și Dumnezeu s-a creat o prăpastie imensă și omul nu mai putea ajunge la Dumnezeu. Și omul a încercat cu toate puterile sale să ajungă la Dumnezeu. Era exact omul acela care este într-o mașină și de unul singur a încercat să se tragă de poate și să iasă afară. Și n-a reușit. Trebuia cineva din afară, cineva desăvârșit, cineva puternic să facă lucrul acesta. Și Dumnezeu a văzut nevoia de a trimite pe cineva din cer, pe cineva neprihănit, pe cineva sfânt, pe pământ pentru om. Și planul acesta a fost îndeplinit în persoana Domnului Iisus Hristos. Mărire Domnului Iisus. Iubiții mei, singura șansă prin care omul poate fi reabilitat, poate să ajungă din nou în Împărăția lui Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. Știți cine este? Este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar ce trebuia El să moară? Dar ce trebuia El să ajungă ca noi oamenii, trebuia să fie întins pe cruce. Dacă noi am fi avut posibilitatea să alegem unde să ne naștem, am fi făcut-o. Însă n-am avut posibilitatea asta. Dacă am fi avut posibilitatea să alegem în ce condiții să ne naștem, am fi făcut-o. Dar n-am avut posibilitatea asta. Dacă am fi avut posibilitatea să alegem, sau am avea posibilitatea să alegem cum să murim, am face-o. Sau poate ați spune, nu vreau să mor. Ce mi-am vrut spun asta? Însă nu avem posibilitatea și alegerea asta. Domnul Iisus Hristos, încă înainte să vină în lumea noastră, a avut posibilitatea să aleagă cum să se nască. Știți unde s-a născut? În locul cel mai umil, cel mai sărac. Domnul Iisus a avut posibilitatea să aleagă familia în care să se nască. Și s-a născut într-o familie săracă, umilă. Domnul Iisus
Iisus a avut posibilitatea să înțeleagă prietenii și a ales oamenii cei mai de jos. Domnul Iisus a acceptat să moară și moartea cea mai urâtă, cea mai mizerabilă. Asta era moartea cea mai cruntă pentru romani. Moartea prin răstignire. Cea mai mizerabilă moarte era moartea prin răstignire. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos a venit de pământ și a vrut să fie ca mine și ca tine. Pentru că atunci seara asta să nu spui că Domnul Iisus Hristos n-a trăit ca mine. I-a fost foame, a suferit de sete, a suferit ca și mine, a fost ispitit ca și mine. Însă, El n-a păcătuit niciodată. A fost sfânt și a fost neprihănit. Iubiții mei, venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ a adus mesajul împăcării lui Dumnezeu cu omul. Domnul Iisus Hristos a explicat oamenilor planul pe care l-a alcătuit Dumnezeu pentru căderea omului. Planul de reabilitare al omului. Spunea Domnul Iisus, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. A vorbit Domnul Iisus Hristos despre faptul că în persoana Lui, în moartea Lui, oamenii aveau să găsească împăcare cu Dumnezeu. Și oamenii au ales să prindă pe Domnul Iisus Hristos și să-L ducă la moarte. Și în textul pe care eu l-am citit în seara aceasta, vreau să vă spun că este momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost prins în noaptea aceea înainte de a fi răstignit și a fost pus într-o celulă împreună cu alți trădători, împreună cu alți tâlhari. Și așa cum este în fiecare celulă, când intră cineva nou, toți îl întreabă, de ce ai ajuns aici? Fiecare își spune, eu am făcut răscoală, eu am tâlhărit, eu am omorât pe cineva. Și de data aceasta intră o persoană care inspiră dragoste, care inspiră milă, care inspiră ceva deosebit de ceilalți. Și toți se întreabă, cine e acesta? Tu ce ai făcut de ajuns aici? Și toți se uitau la el să afle un răspuns. Și Domnul Iisus probabil că a adus un răspuns, sau probabil că a vorbit acolo în temniță, în noaptea aceea. Și a spus Domnul Iisus, eu sunt adus aici pentru vina de a fi făcut bine oamenilor. Eu sunt adus aici pentru vina de a fi propovăduit împăcarea lui Dumnezeu cu omul. Eu sunt adus aici pentru că am vindecat pe cineva în ziua sabatului. Eu sunt adus aici pentru că am spus, dacă cineva te lovește peste un obraz, te întorci pe celălalt. Pentru asta sunt eu condamnat. Și toți îndemnitații știau că atunci, în praznicul Paștelor, unul dintre ei avea să fie eliberat. Și fiecare și-a pus speranța de a fi eliberat. Își măsurau vina. Când a apărut acesta nou, toți au spus, nu mai am nicio șansă. Pentru că ăsta e nevinovat. Aici e o greșeală. Și iată că vine ziua eliberării și dimineața se înfățișează toți aceia înaintea lui Pilat. Și Pilat începe să îl judece pe Domnul Iisus Hristos, să afle câte ceva despre Domnul Iisus. Știți ce constată? De ce studiază mai mult cazul Iisus? De-aia află că e mai nevinovat. Și a spus, ce vină are omul acesta? Și toți, ca într-un cor, au strigat, să fie răstignit. Și Pilat a pus pe cel mai mult dintre cei îndemnițați la oaltă de Iisus și a spus, pe cine să vă slobozesc acum? Pe Baraba sau pe Iisus? Slobozește-ne pe Baraba. Asta e dreptatea omului. Slobozește-ne pe Baraba. Cum? Pe nevinovatul ăsta să-l omor și să slobozesc pe Baraba? Mă acceptați încă o dată pe Baraba pe străzile voastre? Vă mai riscați încă o dată cu Baraba în casele voastre? Iubitul meu, poate faci asta de multe ori. Să mai accepți plecând aici, încă o dată, pe diavolul în casa ta. Poate mai accepți încă pe diavolul în familia ta. A treia întrebare care se ridică în seara aceasta și cu care vreau să închei seara aceasta este, ce să fac cu Iisus? Să fii creștin înseamnă să-L urmezi pe Iisus. De ce Iisus? Pentru că El este puntea de legătură între om și Dumnezeu. Și întrebarea cu care vreau să plecăm din seara aceasta de aici este, ce să fac cu Iisus? Asta a fost întrebarea lui Pilat. Și asta este întrebarea pe care vreau să o pun și în seara aceasta. Ce să fac cu Iisus? Ce să faci cu Iisus? Ce ai să faci cu Iisus? Uitați-vă că aici au fost cei mai de seamă, au fost farisei, cei care au Biblia în mână. Cei care aveau în casă de cei care aveau apă sfințită,
și care au robe frumoase și lungi și care făceau rugăciuni. Și oamenii ăștia au venit cu Iisus, știi ce au făcut cu El? La moarte cu El. Cum se mică la ceva tradiția? Sunt oameni din ăștia, vă regăsiți aici? Cum să ceară Iisus să renunță la religia mea? La religia în care m-am născut. Păi m-am născut în țara asta ortodoxă, ortodox vreau să mor. M-am născut catolic, catolic vreau să mor. Dar mor catolic sau ortodox și ajunge în iad. Și ce folos? A fost apoi Pilat, care n-a avut puterea să spună nu-L dau să fie răstignit pe Iisus. Pentru a-și păstra un loc comod de frica celorlalți din jurul lui, a spus, faceți ce vreți cu el. Te regăsești în atitudinea asta. Faceți ce vreți cu el. Nu mă interesează. Eu vreau să rămân cu păcatele mele. Eu vreau să rămân cu distracțiile mele. Vreau să rămân cu băutura mea pe masă. Nu vreau să rup nimic din comoditatea mea. Cum să fii pe fiecare duminică la biserică? Te regăsești în atitudinea asta. Au fost acolo oameni în mulțime care ascultau și vedeau procesiunea. Au fost instigați de către preoți, au fost instigați de către farisei. Și îmi imaginez oameni care erau acolo în mulțime, nevinovați. Abar n-aveau de ce se petrecea acolo. Abar n-aveau de procesul care era acolo. Și când a început să întrebe Pilat, ce să fac cu Iisus? A început omul să strige, să fie răstignit. Știți cum au făcut ceilalți? Strigăm și noi, pentru că așa strigă toți. Să fie răstignit. Spiritul de mulțime, spiritul de turmă. Ești unul din ăsta care gândește că acolo unde se duc toți, mă duc și eu. Ceea ce fac majoritatea, fac și eu. Dar păi știu dacă o fi rai sau o fi iad. Păi credință ortodoxă. Ce mai mulți în credință ortodoxă? Dar ce, dacă tot se duc în iad, trebuie să mă duc și eu în iad? Nu am capacitatea și mintea aia necesară să iau Scriptura, să iau Biblia, să iau Cuvântul lui Dumnezeu, să-L încerc pe Dumnezeu, să mă pun pe genunchi și să mă rog și să spun, Doamne, vreau să-mi arăți dacă asta e credința adevărată. Se crede în Tine. Și te rog, intră în inima mea și schimbă inima mea. Schimbă ceva la mine. Mulți oameni fac nebunia de a striga ce strigă ceilalți. De a-și alege destinul pe care își aleg cei mai mulți. Și spun, m-au botezat părinții, au făcut ce au vrut cu mine. O vreau să spun că nu-ți aleg părinții, când te faci un pic mai mare, nu aleg părinții cu ce să te încalți, nu aleg părinții cu ce să te căsătorești, nu aleg părinții când ți-e foame și când ți-e somn. O faci pentru că tu ai nevoie. Tu decizi, pentru că tu alegi. Dumnezeu ți-a dat capacitatea, rațiunea să alegi în viața asta. Și cum să aleagă alții pentru tine religia pe care s-o ai? Alege-L pe Hristos, pentru că asta înseamnă să fii creștin. Primește pe Domnul Iisus Hristos, pentru că asta te va duce în veșnicie cu El. Și Dumnezeu să te binecuvinteze la lucrul acesta. Când a fost Domnul Iisus pe cruce, au fost doi oameni acolo și unul dintre ei, din toată mulțimea asta, am găsit unul singur, care a trăit o viață mizerabilă, poate cea mai mizerabilă dintre toți. Și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția Ta. Vreau ca asta să fie atitudinea Ta în seara aceasta. A venit un tâlhar, s-a așezat un tâlhar pe cruce și știi cum a plecat de acolo? A plecat creștin. În ultimele clipe ale vieții lui, a închis ochii creștin. Îți doresc ca în ultimele clipe ale vieții tale să închizi ochii, dar să închizi ochii în păcat cu Dumnezeu. Problema este că nimeni nu știe când închide ochii din viața asta. Și aș dori ca să pleci din viața asta în păcat cu Iisus Hristos. Și Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. În pachetul alegerii tale vreau să spun că este și consecința alegerii tale. Și ce strigau oamenii atunci? Sângele omului acestuia, a lui Iisus, să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Alegerea ta, în alegerea ta îți vei alege și destinația unde vei merge. Iubitul meu, în seara aceasta, dacă ai venit cu întrebările astea în inimă, sunt cu adevărat creștin. De ce Iisus? Și ce să fac cu Iisus? Mă rog ca Dumnezeu să te lumineze și să pleci aici în păcat cu El și fericit și Dumnezeu să te ajute. Amin.